Până mâine dimineață la ora 8, zona de munte a județului Mehedinți se află sub cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. În intervalul menționat, sunt prognozate frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, averse torențiale și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Până mâine dimineață, la ora 8, nordul județului Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată. În perioada menționată sunt prognozate frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, averse torențiale și izolat grindină. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată, parcarea autoturismelor se va face în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare și stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.